Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LQT pentru o mega reducere. Salutare, prietene mei, ceva ce-ți eu sunt Andy și bine v-am regăsit la un nou minunat episod din seria noastră de Forza Horizon. Ia uitați-vă ce am pe mine, mi-a rus moșul pijama cu Ren. Avem și pe celălalt Ren aici. Și astăzi o să facem un episod de Forza Horizon în familie, cum se face. Și o să las pe iubita mea, adică o să-i costumizez o mașinuță și o să pun să fac o cursă mai mititică, un circuit așa mititel. Ia, mamă, dar ce trebuie să spun, auzi mașina? Dar știi că mașina are și frână. Hai, mamă, ce tripliciteam, noi i-am dat tastatura ca să fie mai ușor un pic. Apăsați domnul și de like dacă vă place și dacă vreți să mai vedeți episoade în continuare cu Andra și... Haide să îți fac o mașină. Cred că după ce făcui asta nu mai vede episoade cu Andra. De ce? Stai liniștită că și Bergica face la fel, stai liniștită. Nu te panica, vrea tare că și Bergica face fix la fel. Ia fi atentă. Eu sunt fată. Da, vreau să-ți fac o mașină. Mergem la My Cars. Cum vreau eu? Deci fii atent, dai din săgeată și ia, vezi pe aici ce mașină îți place. Uite, acolo le vezi și numele. Avem și Lamborghini, avem mai multe. Deci poți să-ți alegi ce mașină vrei tu și o să o tunăm, asta o facem roz, o facem altă culoare ca să fie, să fie așa de fetițe. Și asta îmi place. Asta? Asta neagră? Da. E urâtă. De la BMW-uri nu-ți place niciuna. De ce? BMW-uri, asta îmi place. Asta albă? Ferrari Portofino? Asta îmi place. Așa. Ia că cu ocazia asta a fost și ce mașini îți placă. Nu prea știu așa. Vrei să vezi Ferrari Portofino? Ale mele zici din complezență că sunt lac. Nu e Ferrari. Ba da, lasă vrăjeala. Asta îmi place. Range Rover? Da, știi că e mașina mea preferată. Dar trecuși de ăștia, trecuși de Lambo, nu-ți place niciunul de aici? Pe bune? Da. Ești frumoase. Dar mie nu-mi place. Bine, ia altceva, ce vrei? Păi pot să-mi iau și din asta? Păi ori toate mașinile ăștia de le vezi aici, le avem, gen. Bine, mi-au Porsche Macan. Porsche Macan vrei? De ce Porsche Macan dintre că toate mașinile? Că e mașinile pe care vreau să le am eu în viitor. Porsche Macan? Da. Doamne, dacă știam, nu te mai ceram de nevastă. De ce? Cum să vrei Porsche Macan? Că-mi place, uite ce frumos. Bine, că e de gagi și ce-i drept, da? E foarte frumos. Hai vedem, are 4-4, are. Acum nu știu cum o să tunez eu cu tine aici. Că trebuie de fiecare dată, nu uite, așa merge. Mai pot, da. Stai liniștită. Nu te încurc dacă eu n-am treabă aici. L-am ținut pe Justin pe picioare. Stai liniștită că pe tine nici nu te simt. Acum o duserăm la Ovidiu la service și o facem ca lumea. Păi o să schimbăm și culoarea. Dă-ți seama că o să facem... O facem de race, fii atentă. O facem de curse. Bine, Porsche Macan de obicei nu e mașină de curse, dar s-o fac ție de curse. Păi da, e ușor în caroseria. O facem tanchete, vorba aia. Bun. Ce o să ții de primul tău salaria? Rată la mașina asta. Doamne. Ce? A, deci din primul salariu iei rata la mașină, da? Da. E bine, da. Hai vedem cauciucuri, ce cauciucuri punem pe ăștia Forza Edition. Așa se facem ăsta, deci l-am dus în 926 de căluți puternici. Adică e mult? Păi 926 de cai putere, Corsa-ul tău are vreo 90. Deci asta e destul de mult. În viitor. Da? Ia fi atent, design and paints. Așa, paint car. Ia să vedem. Roz. Uite, ia. Stai, uite aici culorile. Ce culoare vrei? Stai, lasă-mă. Ia cu mouse. Asta e ca a ta. A, dar uite ce bine arată ca a mea. A mea e Corsa, acum o compari. Uite ce drăguță. Mă referam ca și culoare, că e ca a ta. Ia. Așa vreau. Așa vrei? Da. Culoarea la capot o lăsăm așa. Oglinzile... Eu le vreau așa. Da. Ăsta nu știi avem. Știi că am văzut în Craiova o mașină ca a mea, aceeași culoare și cu jantele vopsite roz. Da? Da. Hai că ți le fac eu pe ăștia ca să fie treaba. Bun, am ieșit cu ea afară. Ia, uite-o prețul nu trebuie să o arătăm așa și la spețele. Bă, dar apasă pe Space. La claudele. Pe Space. Ia uite ea. Ia uite ea! Ia uite ea ce frumusică e! Da, vezi? Uite ea ce frumusică e! Așa o să fie și de aia. Ia să vedem, oprește un pic aici să-i dăm un 0 maxim. Frânare bună. Așa. Ține apăsat pe W, ține frânare bună, adică space-ul.
Bine, deci să pleci de pe loc așa. Și accelerează acum de pe loc. Așa și apoi de nu. Nu, de când la frane, mă, n-ai dai drumul. Uite așa. E greu? Da. Hai. Dă-i. Hai. Ține de acolo să vedem cât te duci. Te duci când vezi cu ochii te duci. Cu Porsche Macan. Când vezi cu ochii te duci. De mici. Uite, mă, 260 la oră. Dă-i. Chiar dacă sare un pic de pe drum, n-ar nimica. Dă-i. 300 la oră. Da, bravo. Aici mai ușor. Uite așa, așa, hai, hai, dacă te descurci. Bine, hai să nu ne hazardăm nici chiar așa. Eu știu că mergi și că nu conduce bine, dar totuși, hai să-ți dau și un circuit să faci, deși nu știu dacă o să te descurci, pentru că e destul de greu, dar hai să vedem, oprește aici. Hai, aveți să curbe când faci și asta, du-te înapoi la albastru, că vezi că vezi la o să te să vă iei cu... Ce era ăla? Uite ăla de acolo. Ăla, acolo unde rog ăsta aici. Ai băiatul ăsta. Da, aici, gata, o să duci aici. Așa, ținem mâina acolo pe WASD. O să-ți dau start race și să fii pregătită să intri aici cu ăștia. Ce? Începutul cursei. Pleacă! Nu mai trebuia să țipea acolo. Începutul cursei. Mamă, cât de slab sunt ăștia. Hai, da, du-te. Vezi că se arată și niște linii în funcție de gen dacă pe unde trebuie să o iei, gen, vezi? Și dacă sunt pe roșu, rău, nu poți să le iei. Deci avem aici pe locul 1, frumosul Porsche Macan roz, cu șoferița nebună Andra. Gonește cu 220 de km la oră spre linia de final, unde o așteaptă o șampanie Robbie Bubble. Să dea cu ea așa. De piersicuță. De ce vrem așa dacă nu vă duci linia de-aia? Vezi că eu sunt copilotul tău, o să urmezi o curbă foarte, foarte periculoasă la dreapta. De ce ți-e frică? Că nu ăștia poți să dai. Hai, praful făcut pe sălbatic cu Sebi. Că e caracterul lui gen. Du-te, te-ai dus. Am caracterele lui pe gen, sunt cum ar veni NPC-uri, nu-mi pleacă caracteri. Hai, du-te. Auto-le ia, mamă, ce le-ai, dar nu te ajută mai mult dacă stai cu mâna asta așa aici? Nu. Ce făcuși, iubire? Iubita mea, ce făcuși? Hai, mă, iubire, mă, de ce o lași pe acolo? De ce o lași pe acolo? Rămăsești pe ultimul loc. Mă gândi că e mai bine. Păi, dar tu nu... Mă gândi că e ca la GTA. Nu e ca la GTA și la GTA ai checkpoint-uri. Hai că o să mai recuperezi ceva. Hai, bine, hai. Păi dacă... Te duci pe acolo pe unde întrebea, de ce pui frână? Că e frică că intru în proștie. Păi și dacă intri, dai încolo, tu trebuie să câștigi cursa, lasă-i pe ăștia. Aie, du-te, dă-i ne... Bușește pe toți, dacă ai nevoie. Aie, uite, vezi cum te-ai dus. Dar încearcă să o ieși tu pe lângă ei, nu în ei, în curul lor. Nu că mă îndrept dacă stau în ei. Hai, du-te, te duci. Mergea, dă-te la o parte cu prietenii. Nu, că nu se dă la o parte. Vezi că jormezele pregoase la fânga cu fânga. Fânga! Măcar mai ce? Uf, și ce pusem așa de bine! Doamne, ia mă, chiar așa instabilă e mașina asta. E o laie instabilă. Tu nici măcar nu accelerai la maxim când conduceai. Pe bune? Păi da, și eu mă izbesc, dar nu contează să nu te izbești, contează să conduci. Ia vezi. Dacă nu vezi liniile alea pe jos, înseamnă că poți să iei asta și nu trebuie să frânezi, gen. Nu știu ce-a avut filmarea acolo, dar uite aici trebuie să frânezi. Frânează și-a și curbă în același timp în care frânezi. Că merge. Hai că acum poate poți să-i faci, hai. Păi sunt în spatele meu cu ceva. Așa. Acum accelerezi, nu mai lăsa. Trebuie drept, dar iau după drum. Păi, aici arată așa cum trebuie.
Hai, hai, hai. Hai căpuți. Să îi bați la fund pe toți. Pe drum, pe drum, pe drum. Pe drum fusei. Pe drum, dar să mergi în continuare pe drum, la asta mă referam. Hai, dă-i. Dă-i, dă-i, dă-i căpuți, dă-i căpuți. Hai. De contra, de contra. Hai. De contra, așa. Bravo, altceva. Așa, du-te. Hai, du-te. De ce loc? Deci pe unul. Nu, că dacă câmpți manele... La cu unu. Hai, că nu pierduși tot. Dar vezi ce se întâmplă dacă câmpți manele la, într-o cursă. Manele din epoca de aur. Nu contează de care sunt, dar tot manele sunt. Dă-i! Uite, ai că poți aici. Nu mai am până de la finis. Mai un pic, dar poți. Poți. Hai că poți să-mi aici frână. Frână, nu apeși pe frână! O luai. Nu apăsați frână absolut deloc acolo. Știu. De ce? Frică, mă gândi că pot să o iau, că vă zic că vin pe hartă în spate. Era la 90 de grade curba. Câștigaș. De ce nu pusești frână? Când te zisei. Nu nimerai butonul sau care-i treaba? Câștigai. Dă-te jos, du-te de aici. Du-te de aici. Du-te de aici. Am aflat tocmai ce am aflat, că niciodată în viața mea nu cred că aș putea să fiu instructor de condus. Nu, adică chiar n-aș putea să fiu instructor de condus, că nu... N-am răbdare deloc. Și când face cineva o greșeală, mă supăr. Mă enervez. Bă, dar oricum, ai condus bine, de ce să zic. Ia să vedem, face cerculețe mașinuța asta, ia. Cerculețe nu prea vrea să facă. Dar pe off-road de acum se comportă. Nu văd că pe off-road merge, nu înțeleg de ce procesorul la laptop e în 8,6% și merge în filmarea un pic mai greu, dar nu înțeleg de ce. Decât de obicei. Nu-mi place. Sincer, mie nu prea îmi place mașina asta. Adică nu e rea, dar nu mi-aș lua-o, pentru că bine, pentru tine e mașină mică, e, na, merge, dar pentru mine e mică, e Porsche Macan. E varianta mică de SUV. Normal că am văzut. E mare, unde, mă? E de 4 ori Corsa. Exagerezi în primul rând și în al doilea rând, da, e mai mare decât Corsa ta. Dar nu e o mașină foarte mare, e din gama SUV-urilor mici. E un SUV, dar e un SUV mic. E un Q5 gen. Și Q5 nu e un SUV mare, e un SUV mic. Înțelegi tu? Merge mașinuța, a fost bună, o să ți-o salvez aici ca mașina ta și nu o să mai concurezi niciodată cu ea. Pentru că o să las ăsta, cum se numește, o să las să nu-i fac kilometri, să mai poți să mergi cu ea când ți-o lua-o. Când o să poți să plătești din primul salariu, o să poți plăti, da, rata la ea, o să o scot din garaj și o să o dau, da? Bine. O să mergi mai întâi să faci roz. Da, sigur că da. Cam atât să fie cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi de sigur o să ne vedem în episodul data viitoare. Pa!